Bine v-am regăsit! Primul document care ne prezintă simbolul breslei cizmarelor din Reghin este registrul ce cuprinde articolele frățietății calfelor de cizmari din Reghin de la 1819, început în acel an și încheiat la 1865. Cuprindea și o copie târzie a statutului calfelor acestei bresle de la 1639. Este foarte posibil ca aceste simboluri să aparțină breslei cizmarelor unguri. Nu este vorba de o separare a breslei pe criterii etnice, ci de o separare tehnologică. Aceste simboluri au mai multe asemănări în ceea ce privește stiluri și ornamentația cu cele din Bistrița de pe steagul breslei cizmarelor din 1852, aflat în colecția Bisericii Evanghelice Sfântul Nicolae. Mai multe amănunte despre evenimentele acestei zile găsiți pe site-ul nostru jurnaldereghin.ro. Sunt Diana Ilișiu, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!